Bă, și noi la școală făceam chestii, frate. Și noi la școală făceam chestii, dar erau profesorii mult mai impunători decât sunt acum, nu știu. Și acum, nu știu, nu vreau să mănâncă, că nu vreau să deranjez pe nimeni, dar erau mult mai impunători și părinții spuneau profesorul să fie impunător cu noi. Pentru că erau exemple de copii, sunt copii care sunt foarte educați, copii care ascultă de părinți, copii care știu ce e bine și ce e rău. Și sunt copii, cum eram eu, bulă, preda, care nu aveai ce să ne faci cu ei. Trăia o educație un pic mai forțată, adică trăia cumva să ne tatoneze profesorul ăla, că eram proști. Bă, și când se ridica, și acum ți-mi minte, mâncava și gura, bă, se ridica profesorul și ne tatona, bă, da, dă-mi vorbe, nu violență, nu nimic. Nu violență. Când se ridica aia de biologie, mâncava și gura voastră, doamna Arsene, și cu Dumnezeu să o odinească în pace, neacu Marius Ionuț, ce ai învățat pe ziua de azi? Și mă ridica de-n bac. Nimic, doamna profesoară. Ia stai frumos acolo și am curs cu capul jos la tab. Și uite așa stăteam să moară mama, dacă vă vine. Uite așa stăteam. Or, uite așa. La tablă, uite așa în curț așa. Prostul proștilor, striga ea de acolo, striga ea de-n bănci. Uite prostul proștilor, cu stă o oră în picioare, că e prost. Prostul proștilor, și uite așa stăteam. Da, profesor, dar mă doare picioare. Stai acolo și atunci, Neagu, că n-ai învățat pe ziua, dar stai acolo și am picioare. Prostul proștilor, uite-l pe Neagu la tablă. Prostul proștilor, stăteam la tablă acolo. De la 15 ani mă întorcea la 350 de ani, stăteam, prostul proștilor. Ne tatuna vorbea, țâc, țâc, hâța, hâța, țâca, țâca. Că venea, și acum ați-l minte, venea o ură din asta, că la noi ne... Și eu acum ați-l minte că aveam un caiet să fiu al dracu, dacă vă minte, era universal. Era și la sport, și la matematică, și la română, și la fizică, și la chimie. Un singur caiet. Dar și când mă prindea cu caietul ăla, dătea doamna profesoară și făcea... Ce e asta pe prima pagină? Zic... Matematică, doamna profesoară, mai dătea o pagină, știi aici ce e? E română, dar e Eminescu, doamna profesoară, mai dătea o pagină aici ce e? E religie, doamna profesoară, Iisus Hristos, și mai dătea o pagină aici ce e? Ce să fie, doamna profesoară, coați, mai dătea aici ce e? Ce să fie, doamna profesoară, geografie, pudișul moldovenesc, dătea cât o pagină era, cât o materie, mâncava și gura voastră. Mai dătea o pagină, mai era o pulă desenată de bulă și mă lua, Neagu Marius Ionuț. 4! Rămâi repetent. Noroc cu mama, mâncava și gura voastră, care care mama, cea mai bună actriță, mâncați și gura ta, dacă o iau ăștia la Hollywood, ce... Bă, ce Leonardo DiCaprio, ce Sharon Spistic, ce nebunie, dacă venea... Venea mama, mâncava și gura voastră, cu ținete, bă. Bă, să mor dacă vă îndemnui, era așa mama. Venea mama, ia uitați. Da, să o facem pe mama, mâncava și gura voastră. Să rămână, doamna dirigintă, eu sunt mama lui Marius. Neagu Constanța mă numesc. Am venit și eu pentru că eu muncesc foarte mult. Am fost plecată și pe tank în Emiratele Arabe, am inventat racheta spastică și chiar pe lună, când s-a trimis laica, trebuia să merg eu, dar nu am avut timp, că eram la muncă. Să rămână. Da, puteți să-mi spuneți și mie despre Marius, așa, cam cum este la școală? Și spunea, ce să vă spun, doamnă, că să cacă în ghivece, să pișe pe acolo, miroase, e nespălat, are unghiile așa, are găgăoaze sub unghii, are miroase urât, are numai, rămâne repetent. Și începea mama. Nu pot, Marius, băiatul meu, firar să fie, mândră să fie toamna, că nu mai vine târzie. Și începea, dar eu l-am educat pe Marius. Nu știu de ce face așa Marius, eu l-am educat firar să fie. Doamne, doamne, ce mă mai fac cu acest copil? Of, doamne, ce să mă mai fac cu acest copil? Doamne, firar să fie al dracului să fie. Dătea squirching din ea, plângea o oră, mâncația și curat. Și uite așa treceam la ori, uite așa mă mai trecea. Noroc cu mama că se tăvălea pe jos, dacă era mama să tăvălească pentru donație acum, aveam 1000 de euro în gol. Dacă e mama aici pe live, dacă o duc pe mama pe live, 1000 de euro în 5 minute ai. Să tăvălește aia pe jos la donații. Să tăvălește. Face mama 1500 de euro în 5 minute dacă face mama YouTube. Îi dărâmă pe toți YouTuberii. Îi dărâmă pe toți YouTuberii dacă face mama YouTube. Să tăvălea pe jos, făcea ca toate alea. Băiatul lui tata, băiatul lui mama, bă.
Îi venea acasă mama și spunea lui tata: uite, Marius și-a făcut fitul. Are 2 de 2, 3 de 4, 2 de 3, 4 de 3, 4 de 4, 4 de 3. Și făcea. Aaa, bești neoberi. Face, du-te tanță, ia și tu o bombă de aia, o Timișoreană de aia la 2 jumate. Să mă încume să-l cer pe fitul, că dacă îmi beau și-o două bombițe de la 2 jumate, parcă nu pot să-l cer pe fitul așa. Parcă am tragere de inimă dacă nu beau și-o 3 beri de astea și la 2 jumate. Să-l cer pe fitul, să-l iau un pic cu educație. Să-l iau la educație puțin. Adă două, trei berdare, să vezi ce nu văd de educație pe fitul. Păi da. Stați mă că vă zic unde am fost la liceu. Eu v-am mai povestit asta, dar mai intrăm, că așa a început școala, vă mai povestesc de... Opa! M cu 25 de boabele zgomă. Home! Nu știu cine e ăsta, dar să durează puternic. Mă sună Eme, răspund sau nu răspund? Băi, dar și voi repede o menționare, mă, că v-aș vrea voastră, că după o să dau și autăștia la care au dat menționări. O să vă mulțumesc, băi, să vreau dată, nu pot să fac. Și băgați și voi un like acolo să faci noi 7000 de like, să facă doamna Tanța să fie mândră de mine, mâncați și gata. Cât s-a tăvălit mama pe jos să ajung YouTuber, numai ea știe. Păi da? Și aveam mâncați și gura ta, că aveam și blocul ăsta nenorocit. Unde erau toți copiii cei mai cuminți. Era Florin ăla, Neacșu. Era Florin Neacșu. Al dracu ce. Mergea așa, avea un statut. Ăsta s-a făcut polițist. De mici și că era polițist al dracu. Mergea, uite așa, pe un cartier. Avea un statut așa, Neacșu, de-l pe floce. Era Cristo Chelaristo ăla. Fiul al dracu, dacă te mint. Cel mai copil cu minte. Cel mai copil cu minte de copil cu minte de tot cartierul. Dărâmea pe casele pe oameni cu picioarele să se distreze. Și îi spunea lui măsa, venea oamenii ăia: doamnă, a căzut tavanul pe mine în casă, eram, îi dăteam țâță la copil. Copilul dumneavoastră, Cristi, a dărâmat tavanul pe noi în casă, a căzut tavanul pe copil. Nu-i adevărat, doamne, Cristi al meu e un îngeraș. E un îngeraș, Cristi al meu. Bă, începea măsa aia, e un îngeraș, Cristi Linu al meu. Cum să facă Cristi așa ceva? Doamne ferește să facă Cristi al meu așa. Și pleca de la mine, uite așa, pleca cu chiloții, cu boxerii de jucării cât fura al recu. Dărâma casa pe mine și după aia mă bătea mama 3 săptămâni. Ei cea Cristi și spunea, venea măsă, nu e Cristi al meu, tot eu cădeam vinovat. Cristi al meu? Cristi al tău, ochelaristul, lunetistul. Stătea în blocul celălalt, în blocul ăla nefăcut și lua nuși de-alea verzi. Și venea săracii oameni, mâncați și gura ta de la muncă pe biciclete, dătea cu nuca de la etajul 7, băi, jumătate de kilometru de dat direct în cablul ăla pe bicicletă, că dea în șanț. Cristi, băiat cu minte, Cristi, copil al meu, băiat cu minte. Păi da. Eu eram singurul prost, eram dat exemplu. Ta, Marius, pune mâna de învață că e mai deșteaptă până și ușa de la lift. Până și ușa de la lift are mai multe balamale ca tine. Și asta mai bine pe perete decât ca tine. Bă, eram cel mai prost exemplu, dacă nu se căca câinele în cartier și nebun la cap pe iarbă să adune așa, venea stăpânul la câine. Îl știi pe neagul Marius ăla de la 7? Ca el ești! Ca el de prost ești! Până și la câine eram cel mai, bă, cel mai prost exemplu eu eram. Deci, bă, cel mai prost exemplu, eram cel mai prost, bă, cel mai... Dăm prostul prostul, eram scos. Eram... Dacă eram să comunic ceva cu cineva, mă întreba, salut, câte ceasă? Nu pot să vă zic că sunt prost. Mai trecea vreun om de ăsta pe stradă, salut, cât este ceasul? Nu pot să vă zic, domnule, eu sunt prost, nu știu. Nu pot, nu. Știi cumva ce s-a întâmplat aici la ce? Nu, sunt prost, domnule, nu sunt, pot să vorbesc la ce, sunt prost, nu. N-aveai ce să mai zici, mă, eu sunt prost, atât puteam să mai zic. Dacă toată lumea mă făcea prost, până și eu credeam că sunt prost, ești prost? Am încercat, vă dați seama că a fost o luptă cu mine. Mă duceam... Ai văzut cum era când eram copii, că nu mai e acum. Acum cu iPhone, cu alea, cu tablete, cu nebă. Aveam noi telefoane când eram copii. Mergeam la ușă. Și stăteam la ușă, așteptam jumătate de oră să răspundă. Să rămână, Cristi este acasă, iese să se joace. Da, este în jumătate de oră până să spală. Până... Așa era când eram noi copii, nu mai e ca acum. Domne, cu tare, ieși afară, Andrei, în jumătate de oră, eu mă pregătesc, fac dușa că te sunt după aia. La noi mergeam. Să rămână. Cum a dus la duții? Sărămâna duți iese afară. Auzi-o pe măsa ce minciune a putut să găsească trei bar familia de toate. Opa!
Uite-l pe Ebe încă cu 25 de boabe cu tot cu taxe naș! Ue! Naș, ui! Ai luat banii Eme să-ți trăiască ție. Recunoaște că ai luat banii acum, recunoaște. Recunoaște că ai luat salarii. Și îți dai seama că mă s-a putea să găsească minciuni, nu știu. Nu pot, domne, că e pedepsit, nu pot, domne, că nu poate, domne, că învață. Nu poate să plece băiatul meu afară că e plecat. Auzi, e plecat băiatul meu, nu poate să iasă afară că e plecat, e plecat cu conector în concert. Duți-i, bă, trăivar, familia voastră. E plecat în concert, duți-i, nu poate să iasă afară, domne, că e plecat în concert. E plecat cu conector sau... Jale, mă, jale cu vecinii ăștia. Jale, mă, nane, jale, mă, jale, mă, băiatul. Era ultima speță. Și vă dați seama că trebuie să fie o luptă din asta interioară cu mine, cu astea, că trebuia să mă duc la școală să fac online, offline, să le aveam pe proful de geografie. Era lejer cu proful de geografie. Era lejerică cu proful de geografie, v-am zis. Era revista aia Terra, pe care o cumpăram. Era revista Terra pe care o cumpăram, aveam 10. Auzi cum dăteam teza, trăivar familia voastră, cum dăteam noi teză. Bă, legit, să mură dacă... Deci legit. Venea domnul profesor de geografie cu punga, și acum o țin minte, pe aia de la Bila, că era cea mai mare, și venea pe la fiecare, eram 32 în clasă. Și dăteam cât un pachet de țigări, fiecare. Venea, ne dătea subiectele la teză și făceam, mă, duc puțin, cam un pic de treabă. Și pleca din clasă, mă, o oră. Bă, o oră pleca din clasă. Și venea după o oră, sper că nu ați copiat. Venea după oră. A, băi, venea după oră, sper că nu ați copiat, copii. Hai, că să mă... Nu, domn profesor, ce aveți? N-a copiat nimeni, sunteți nebun la cap. A, că a plecat profesor, o oră a fost plecat. O oră. Aveam cărți, aveam tot. Bă, o oră. Și am copiat eu cu bulă și tot patru a luat. Sunteți proști la cap, mă? Atât de proști am fost eu cu bulă. Că am copiat după el după mine. Și cu tot cu copiat o oră, am luat patru. Bă, numai eu cu bulă puteam. Bă, ești stâmpiți la cap, mă, oameni buni. Că eu copiam după el după mine. Dracu știe ce scriam acolo. Și el a luat patru. Toți au luat 10 pe clasă, 10 nu, eu am luat patru. Eu cu bulă. Ce să... Atât de proști eram. Proști rău de tot, mă, proști. Proști rău. Și v-am zis, primul semestru făcea numai din alea urâte, zicea tata cu mama. Du-te, Marius, la școală, că o să te dai cu capul de pereți. Du-te, Marius, la școală, știți voi, bă, știți voi, faceți voi, zicea lui mama și lui tata. Știți voi, faceți voi. Moara aia, dacă te mindă, n-a avut dreptate când îți spunea astea. Și uite așa, încet, încet. În clasa întâia. În clasa întâia. Era fonii. Frismos, ce faci de opa, opa, și ascultați în clasa întâia, bă, trăivar familia voastră, nu fiți imogen, cel puțin nu fiți imogen când era copil, nu fiți imogen nici când e mare, că e proști când e mare. Ascultați aici, vine clasa întâi și ce vine? Fonii, Gherase, așa îl chema, Gherase, eu cu bulă, cu Gherase și cu Bade. Face, mergeți, bă, pula mine acasă? De ce, mă? Haideți, bă, pula mine acasă să râdem, mă. Hai, mă, să mergem la tine, Gherase. Mergem la Gherase, mâncați-și gura ta. Avea telefon din ăla pe vremea aia. Telefon care nu fură mai, mâncați-și gura ta cu roata din aia, dar te-ai... Să te roata înapoi. Dacă te arăga ăla să moară familia Freddy Krueger ăla de te omoară în vise, ce pula mea, că te omoară ăla de 100 de ori, că erai să sun până să sun la ambulanță. Stai așa un pic. 1. 2. Ce nebune, mă, ești nebun. Bă, nebune, dacă telefonul ăla te dura degetul, dă-te-ai să duce înapoi. Trebuie să aștept să dai. Bă. Ia uite-l pe ăsta că donează, mă, să moară. Și au ce zice? Avea telefonul ăla fix cu dăsta așa. Nu cu de la boală de curcan de aia, bilă de aia de curcan. Dă ăla așa. Și uite, mă, ce începe să auzi idei. Domne, am o idee foarte bună. Am o idee foarte bună, hai să sunăm la doamna învățătoare. Hai să sunăm la doamna învățătoare, că am numărul la doamna învățătoare, să-i facem farse. Să sunăm la doamna învățătoare, vă merge frigiderul, fugiți după el. Stai, că pot și eu.
stai că pot și eu. Bade. Da, învățătoare! Asta e o glumă! Dă-mă și mie! Eu, acum eu rândul meu. Da, mă, să vă dau la muie! Bă! Că eu eram cel mai prost. Eram prost rău, de tot. Am făcut eu glumă, mă, da, învățătoare, să vă dau la muie, da. Auzi, mă, mâncați și gura ta și stăm, rădeam acolo. Te pup, Cipriane, te pup, eu vă mulțumesc mult rău de tot. Și, auzi, mă, și stăteam acolo, eram toți acolo pe canapea, eram amuzanți, mă, noi, eram într-un colț. Ce glume ai făcut, bro, ești tare rău, bro, ești bun rău pe glume, bro. Yeah, motherfuckers, tu ești tare rău pe glume, bro. Ba tu ești tare, bro, tu ești neagul, a fost cel mai tare, bro, ce tare suntem, te întâlnim. Așa, și sună telefonul înapoi, tărâng, tărâng, zic, ia vezi, mă, cine te sună, prost, David. Și îl văd pe Gherasă. Alo, da? Sunt doamna învățătoare. Știți că am telefon din acela care rămâne numărul înapoi. Salut, Gherase! Mama ta știe că suni? Mâine toți trei să vă prezentați cu părinții la școală! Da! Da. Mama. Mamă. Mâine trebuie să vin la școală. De ce? Păi am fost la Gherase și... Păi și ce ai făcut la Gherase? Am făcut glume, mamă. Ce fel de glume ai făcut, Marius? A sunat-o pe doamna profesoară și am întrebat-o dacă aș... Firial, racu, de copil, proști ești. Firial, racu, mătea care te-a făcut, mamă. Eu nu înțeleg nici jurătura asta a mamei, știi? Firial, racu, mătea care te-a făcut. Băi, mamă, dar ce faci? Te înjur singură? Ce dracu ai? Ce ai cu tine? Dar ce ești? Masochistă din aia? Mesopotamia de aia, așa? Te pup, Alexandru, mersi mult de donație. Îți mulțumesc mult pentru momentul în care m-a simțit singur, m-a făcut să râm, am mai fost să scurit mele, dar asta a fost mult prea în mine anumite chestii. Dumnezeu să fie cu tine și cu toți cangurii. Bă, îți doresc multă sănătate, frate, și stăsiți bine, să nu mai fii supărat, brodere, că n-are rost să fii supărat. Și v-am dus, mă, capa și gura voastră, eram primul copil care era să rămână în clasa 1, repetent. În clasa 1, bă, să te stâmpiți la cap? În clasa 1. În clasa 1. Mersi mult, membru, băiatul meu. În clasa 1 să rămân repetent, mă, trei var familia voastră. Și după aia a urmat, bineînțeles, știți, marea drama a vieții mele, aia a fost. M-am uitat odată, mă, cava și gura voastră, mă uitam pe televizor, pe ProTV, doamna și pe ce, mă uit și vă Harry Potter, Robin Hood, cum lua de la bogați și le dătea la săraci. Și am văzut pe mama cu tata că a strâns bandă mobilă, da, mobilă, nu? Dacă vedeți și mobilă, aveam o sufragerie, cădea pe mine noaptea, ești prost? Sau, s-auzea, venea vecinul bătălau, ce s-a întâmplat, a căzut mobilă peste, a, ce era căzut mobilă. Care mi-a donat? Vicky! Te pup, Vicky King, cu 10 euro cu tot cu taxe, nu mai donați, bă, mă supăr. 10 euro. Te pup, viața, nu mai donat, donat. Ba, cam a supar. Easter egg cand. Da, și... Cădeam, aveam o canapea căpătată de la țară, de la mama Elena. Deci aveam o canapea căpătată. Ce să faci în aia, băi băiatule? De unde te-ți intru un subiect? Băi nene, te puneai în ea și te prindea la mijloc, mă, uite așa. Era canapeaua blestemată, canapea via murții. Te puneai și uite așa, te strângea. Pum! Și te prindea la mijloc și eram acolo. Mamă, ajută-mă! Du-te, dracu, la fitu, că iar l-a prins canapeaua să-l mănânce, Mariene! Lasă-mă, dracu, să bea o bere liniștit! Du-te, mă, că moare copilul, a căzut și funirul peste. Lasă-l, mă, în pace, mă, casa e casa vie. Era casa morții. Bă, uite așa te prindea, mă, canapeaua. Capcană să moară familia. Și bă, deci două morții, canapeaua morții, ești prost la cap. Bă, canapeaua, nu aveai ce să faci cu canapeaua, că era rupte arcurile, mâncați și pulat. Să nu vă zic că mi-a luat pala la 23 de ani, sunteți proști, până la 23 de ani am stat în canapeaua morții. Ce dracu să mai... În fine.
Și m-am dus și am luat și eu banii, am mâncat și gurata de mobilă și am început, le-am cumpărat după aia acolo, a apăruse hamburgerul prima dată. A apăruse hamburgerul, a luat hamburger la aia, l-am luat bicicletă pe acolo, pe aia și a făcut ședință cu părinții, că am furat bandă în casă. Am furat bandă în casă și m-a luat direct. Mi-a pus de aia cu mincinosul. În clasa 1 mi-a pus tabelă de aia, uite așa, cu mincinosul în prima bancă. Îmi plăcea și mie de una Cristina. Am avut și o crash de la, pardon, în clasa 1. Bine, și la grădiniță am avut crash pe Cristina asta. Era crashul meu Cristina asta. Era bănebunit după aia la clasa 1. Și vreau să o impresionez o astea, știi? Dar niciodată nu s-a uitat Cristina la mine. Nenorocita dracului, mi-a mâncat sufletul. Mi-a mâncat sufletul Cristina aia. Auziți, mâncava și gura voastră, să vă trăiască familia voastră, că voi suferiți în dragoste acum la 30 de ani, la 25 de ani. Aud copii pe la 18-19, dă-mi mesaje ce să fac Imogene cu viața mea, că m-a lăsat iubita, m-a lăsat. Dar eu, la grădiniță, sunteți proști, dacă am nici măcar în clasa 1, 2, la grădiniță. Zice Cristiana, te aștept în pauză acum, te aștept în spatele grădiniței să vorbim. Și când m-am dus să vorbesc cu Cristiana, era un loc din ăla așa, un perete din ăla în pula mea, spate acolo la grădiniță, să pupa cu 15 băieți. Băi, cu 15 băieți! În pula mea voi stăți înșelați de o femeie la 30 de ani, am fost înșelat la grădiniță cu 15 băieți, sunteți proști, dacă cu 15, nu cu 1, cu 2, cu 3, cu 15. Am fost înșelat cu 15 băieți odată, sunteți proști, dacă... Iau pe ăștia că plâng la 30 de ani, domnule, m-a lăsat nevasta. Dă-i ochi la grădiniță, ești prost, dar bine mi s-a... Dar bine avea inimă. Dar bine mi se formase inima, ești prost la grădiniță, mi-a căzut inima, ești prost, dar s-a format inima, a murit inima în mine. Bă, la grădiniță, sunteți prost, dar avea inima formată, ești prost, dacă am ești... Mi-a căzut inima, ești prost. Asta a fost, asta este viața. Singurul băiat care suferi la 3 ani jumate, ești prost, eu sunt. Atâta avea, 3 ani jumate. Am suferit la 3 ani jumate din dragoste. Dă-te în pula mea. Dă-te morții. La 3 ani jumate am suferit în dragoste. Sunt sigur băiat după planeta asta care a suferit la 3 ani jumate din dragoste. Hai, am mers mai departe. Am încercat să o recucirez, să fac salea, să nu știu ce. Am intrat efectiv în campionatul al școlilor de fotbal. Ați înțeles? Am intrat efectiv în campionat. M-am băgat să fiu portar. M-am băgat să fiu portar, trei bar familia voastră să fac, să îmi impresionez. Era tribuna aia, uite așa pe dreapta, așa, la 3 și acum ați imit. Să impresionez pe Cristiana. Și când m-am să degajez mingea, a dat drelul Cristiana în gură cu mingea. A căzut cu cracii sus. Atât de prost sunt. Am vrut să învăț fotbal, să învăț să dau cu piciorul minge, să pot să apăr. După 70 de ani, am tras cu piciorul minge și am dat lui aia în gură lui Cristian. Na, mai fă o iubită, mă, să-ți trăiască familia ta pe Cristian. E direct în gură i-am tras. Am vrut să degajez eu să fac. Direct în gură, nu știu ce. Direct în gură i-am dat. Direct în gură. Ce să mai? Îți dai seama că s-a cuplat cu altcineva. Și cum pula mea să se cupleze cu mine? Că n-avea cum să se cupleze cu mine. Bă, vorba de cuplat. Că ăsta era copii, vorba... Și cum căcat să stea cu mine, n-avea cum să stea, că eram copii, era vorba aia, o prostie, așa în fin. Pe mine m-a pus doamna de matematică să stau în bancă cu un copil care avea, era un copil mai special, să zic așa, că nu mi-e place să folosesc cuvântul cu H. Era un copil mai special, știi? Și adevărul că era un copil care făcea cam multe probleme. Și băga mâna în nas, să scărpina în nas, n-a avut nicio treabă și făcea: "O, Mariu, ce mai tăi, tati, tu ce mai faci?" Îmi puneam ochiul drept pe față. Na. Dar tu, Mariu, tu te așteptai la ora de matematică, de tu, ce pe ăsta, ia-l și pe... N-a și pe ăsta pe năsuc, ia-l și pe buziță, așa, te stai cu mucul ăsta. Făcea biluțe al dracu și mi-arunca în gură. Ce să, că mă întorcea la Cristina, bună Cristina, eram plin de muci, ce să... Aha, ia, ce să mă... Ce puteai să-i faci, că n-aveai ce să-i faci? Îi spuneam: măi copile, măi, te rog din toată inima mea, nu mai pune muci pe mine, te rog din suflet. Și făcea: da, ai dreptate, n-a ce pe guriță, mucul ăsta, ia-l tu pe guriță, ține-l pe guriță tu, ia-l papă-l tot pe guriță.
Și na, nu îi făcea nimic, că dacă era un copil special, n-aveai ce să-i faci, nu puteai să-i faci nimic. Și am stat așa, că n-aveai ce să-i faci, că oricum își bătea toată lumea în joc de el. Îl băi și bătea toată lumea în joc de el, că era așa cum era și îl bătea toată lumea în joc de el, știi? Și na, ce puteai să-i faci? De acolo am învățat să fiu așa mai răbdător, mai înțelegător, mai, știi? N-aveai ce să faci. După aia m-am mutat cu bulă, cu bade, cu preda în spate. Ce să te, cu bulă în aceeași bancă, n-am. Îmi lua mâna și mi-o ridica în oră și striga: "O, bă, fă!" Se întrecea doamna profesoară: "Cine a strigat?" Și tot arăta badea cu bulă. Neagu, neagu, neagu. Neagu, doamna profesoară, neagu. Neagu. Facea: "O, bă, fă!" Așa făcea să fiu al dracu, dacă te mint. Știți că e ăla din Pokémon? Echipa rachetă cu Wobba Fett, dar zburau la fiecare episod, la final zbura cu balonul în depărtare și era Wobba Fett care făcea Wobba Fett. Și ăla făcea numai așa Wobba Fett, în continuu făcea Wobba Fett. Făcea, și pula mea că luam numai 4, numai 3, numai 2, numai 4, numai 3, numai 2. Numai 4, numai 3, numai 2. Îi jur că mare, cele mai, din notele astea pe care le-am dat, 4, 3, 2, 4, 3, pe care le-am luat, nu știu cât au fost din vina mea, vă jur. Deci nu știu cât au fost din vina mea. Că nu prea făceam, mai râdeam, mai făceam, mai chestii, mai spunea profesoara, mai tași din gură. Neagură, tăceam dracu din gură. Mersi multă, membru, băiatul meu. Tăceam dracu din gură, în rest. Ce-mi dă ăsta care opa, mi-a dat? Opa, opa. Că în orice școală, în orice liceu, în orice, că așa e dat să fie, așa e dat să fie de când lumea și pământ. Să-mi tăia, mă, din Jurnalul Vampirilor, din Diaria Vampirilor, din, cum se cheamă, Tin Wolf, din toți ăștia, ăia, mă, popular, de intră pe melodie, ăia merg pe melodie, mă, să mă ia și să născuți pe melodie și suntem toți de șură. Wow, ce șmecher este! Când ăia de intră la liceu, îi știți, mă? Sunt tăia, de, sunt, e măsa cu tasul, nu știu ce, dracu, nu știu ce, și intră, bă, intră pe melodie, mă, și pe slow motion, așa, în pula mea când îi vezi. Noi eram un copil normal, tata electrician, mama casnic. Sunt tăia, mă, care n-ai, bă. Deci n-ai. Noi suntem, eu de exemplu am fost un om simplu, mama casnică și tata electrician. Dar sunt ăștia de tasul, nu știu ce, îmbrăcați bine, dar ați înțeles? Intră ei, dracu, a uitați, bă, chat. Chat. Așa intră ei, dracu. Wow, ce șmecher e, mă! Eu ce pula mea, că intram cu bulă la școală. Eu ce pula mea, că intram cu bulă la școală. Așa intram cu bulă la școală. Hai la bulă, ce faci? Puta mă, și pe băta în cur. Băi, am fătă ăsta pe mârlău. Hai să trăiți bulă. Ce mă și mie mă tap! Ca să înțelegeți cum erau, ce să mai... Și așa erau, și erau aia care erau așa. Toată lumea ce dorește? Să umble cu aia cei mai populari. Wow, coaie, trebuie să umbli cu aia cei mai... Nu, coaie, nu trebuie să umbli cu nimeni mai popular. Trebuie să ai un grup de prieteni ai tăi acolo, să vă simțiți bine, să vă nu trebuie să fii popular. Fenomenul de popular e o mare prostie. În părerea mea că e cea mai mare prostie posibil. E popular că ce? E popular că fucking ce? Adică popular că fucking ce cu aia. Mamă, trebuie să fiu ea popular. Știi, adică... What the fuck? Trebuie să ne chinuim să fim ce nu... Ce nu trebuie să fim, adică nu știu, nu... Nu eram... Era atât de rău, imaginați-vă... Că aruncam la o câine... Mănâncam la un câine o bucată de aia de furnetii